Odată m-a văzut un ieromonah care obișnuia să vină la stareț ca să-și mărturisească gândurile și să-i ceară sfatul. De obicei, atunci când îl vedeam pe acest cunoscut al starețului, mergeam ca să iau binecuvântare, dar nu-i vorbeam. De data aceasta mă aflam la Arsana, iar acesta, când m-a văzut, mi-a strigat. Părinte Ioane, Părinte Ioane, acesta fusese numele meu în lume. Părinte Ioane, am mers în volo și am văzut-o pe mama ta. Atunci eu m-am înșelat și am răspuns. Mă iertați, părinte, dar eu nu am mamă. Mama mea este Maica Domnului." Asta a fost. Vai mie ce am făcut!" mi-a spus. Știam că de îndată ce mă voi întoarce, voi primi de la stareț un potop de ucări." Când m-am întors, de îndată ce starețul m-a văzut, m-a întrebat. Ai vorbit cu cineva?" Am vorbit." Cu cine ai vorbit?" Cu părintele Cutare." Ce i-ai spus?" I-am spus asta și asta." Vai de tine! Ai spus tu astea? Las că vezi tu ce am să-ți fac." Să fie cuvântat. Acum, în clipa asta, să faci 200 de metanii și mai vorbim noi de seară când o să vii să-ți spun gândurile mele. Să fie binecuvântat. 200 ați spus, 200 o să fac. Apoi a început starețul să mă pună la canon. Fă aceea, îmi spunea el. Să fie binecuvântat. Fă cealaltă, taie lemne, sparge pietre. Să fie binecuvântat, părinte. Văzând toate acestea, bunul și compătimitorul părinte Arsenie a început să -mi mijlocească pentru mine. Hai bre, Gheronda și sfinția ta, eu toată ziua vorbesc în deșert și nu mi-ai dat niciun canon. Acest călugăr două cuvinte a spus și i-ai dat 200 de metani. Prea aspru ești. Nu trebuie să fie atât de aspru. Hai, iartă-l. O singură neascultare ți-a făcut în toată această vreme și i-ai dat copilului 200 de metani. Asta nu se poate. Nu merge așa ceva. I-a spus și a tot spus aceste vorbe până când în cele din urmă l-a prăjit pe stareț și l-a înduplecat să mă ierte. Hai să fie iertat. Este pentru prima dată când greșește, și de aceea îl iert, dar dacă se mai repete o singură dată, va face și acest canon. Și cu ajutorul harului Dumnezeu nu a mai călcat vreo poruncă de a lui.